Artrita este un termen care desemnează o clasă de boli ce provoacă durere, umflături și rigiditate articulară și poate afecta persoane de toate vârstele și chiar mediile etnice sau genurile. Există și mai multe tipuri de artrită. Osteoartrita este un tip care se dezvoltă în articulații în urma utilizării excesive. Un alt tip este artrita reumatoidă, care este o boală autoimună în care sistemul imunitar ne atacă articulațiile. Așa cum am învățat la inginerii creierului și așa cum discutăm și în programul de refacerea microbiomului, imunitatea se găsește în proporție de 70-80% în intestin. Așa că atunci când avem de-a face cu boli autoimune, avem de-a face de fapt cu un microbiom care nu este bine hrănit. Din fericire, există alimente care pot să atenueze inflamația și care pot să ajute la ameliorarea unora dintre durerile articulare asociate cu artrita. Un sondaj a constatat că 24% dintre cei cu artrita reumatoidă raportează că dieta lor a avut un impact asupra severității simptomelor lor. Acest video va analiza 10 dintre cele mai bune alimente pe care să le consumați dacă aveți artrita. Usturoiul este plin de beneficii pentru sănătatea dumneavoastră, deoarece s-a demonstrat că suplimentarea cu usturoi are un efect antiinflamator și poate ajuta la diminuarea simptomelor de artrită. Un studiu efectuat pe 70 de femei cu artrită reumatoidă activă a constatat că la cele care au luat o doză de 1000 de miligrame de supliment de usturoi timp de 8 săptămâni, s-a observat o scădere a markerilor sangvini ai bolii. De asemenea, acestea au înregistrat o scădere a durerii articulare și a scorului de activitate a bolii. Iar în alte cercetări, cercetătorii au descoperit că administrarea zilnică a 1000 de miligrame de usturoi sub formă de tablete poate ajuta la ameliorarea simptomelor osteoartritei genunchiului și la reducerea durerii și a inflamației. Adăugarea de usturoi întreg în dieta dumneavoastră, de asemenea, poate fi benefică pentru simptomele artritei, dar există mai puține cercetări cu privire la eficacitatea consumului de usturoi decât a administrării de suplimente de usturoi. Lângă faptul că adaugă o explozie de aromă ceaiurilor, chiar supelor și dulciurilor, ghimbirul poate să ajute de asemenea la scăderea simptomelor artritei, la ameliorarea lor. Cu toate astea, la fel ca în cazul usturoiului, există mai puține dovezi ale beneficiilor ghimbirului pentru simptomele artritei în comparație cu suplimentele de ghimbir. Multe studii au investigat efectul ghimbirului asupra osteoartritei, constatând că suplimentarea cu ghimbir a redus inflamația și durerea în rândul subiecților care au luat aceste suplimente. Ideea este că ghimbirul inhibă anumite proteine care pot să declanșeze reacția sistemului imunitar în cazul bolilor inflamatorii, cum ar fi artrita reumatoidă. Sigur că atunci când ne întrebăm de ce există mai multe studii cu privire la suplimente decât cu privire la aceste alimente propriu-zise, răspunsul poate fi destul de clar și anume există o industrie în spatele acestor suplimente care poate să finanțeze aceste studii. Nu este niciun secret că legumele crucifere precum broccoli sunt unul dintre cele mai sănătoase alimente. Acesta poate fi chiar asociat cu reducerea inflamației. Un studiu care a analizat dietele a 1005 femei a constatat că aportul de legume crucifere precum broccoli a fost asociat cu scăderea nivelurilor de markeri inflamatori. Beneficiul s-ar putea datora componentelor naturale ale acestor legume, cunoscute sub numele de glucosinolați, care pot avea un efect antiinflamator. Dulcile sunt dense în nutrienți și pline de compuși care pot să ajute la reducerea inflamației asociate cu bolile articulare. Unele cercetări sugerează că consumul de nuci poate fi asociat cu reducerea markerilor de inflamație. Un studiu care a implicat peste 5.000 de persoane a constatat de asemenea că un consum frecvent de nuci
a fost asociat cu reducerea markerilor de inflamație. Nucile sunt de asemenea deosebit de bogate în acid alfa-linoleic, un tip de acid gras omega-3 care se găsește în principal în alimentele vegetale. În fiecare porție de fructe de pădure se găsesc foarte mulți antioxidanți, vitamine și minerale. Și asta poate să explice parțial capacitatea lor unică de a reduce inflamația. Potrivit unui studiu de mici dimensiuni, consumul a 40 de grame de pulbere de afine pe zi, timp de 4 luni, a îmbunătățit durerea, rigiditatea și performanța mersului la 79 de persoane cu osteoartrită a genunchiului în comparație cu un placebo. În mod similar, un alt studiu de mică amploare efectuat la persoane cu osteoartrită de genunchi și obezitate a arătat că consumul a 50 de grame de o băutură de căpșuni liofilizate a scăzut markerii inflamației și a redus durerea și degradarea cartilajului pe parcursul a 26 de săptămâni. S-a demonstrat de asemenea că aceste fructe de pădure și în special căpșunile reduc markerii de inflamație, cum ar fi factorul de necroză tumorală alfa la adulții cu osteoartrită de genunchi. Dacă doriți să profitați de aceste beneficii impresionante pentru sănătate, există o mare varietate de fructe de pădure. Căpșunile, murele, afinele sunt doar câteva opțiuni care vă satisfac pofta de dulce și oferă o mulțime de nutrienți ce luptă împotriva artritei. Spanacul este plin de nutrienți, iar unele dintre componentele lui poate să ajute la reducerea inflamației cauzate de artrită. Mai multe studii au constatat că un aport mai mare de fructe și legume este legat de niveluri mai scăzute de inflamație. Spanacul în special conține mulți antioxidanți și compuși care pot să amelioreze inflamația și pot să ajute la combaterea bolilor. El este deosebit de bogat în antioxidantul KM-ferol, care s-a dovedit a diminua efectele agenților inflamatorii asociați cu artrita reumatoidă și osteoartrita în studiile pe animale. Iar într-un sondaj efectuat pe 217 persoane, s-a constatat că afinele și spanacul au fost alimentele despre care s-a spus cel mai des că îmbunătățesc simptomele artritei reumatoide. Totuși, sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege efectele spanacului și ale componentelor sale asupra persoanelor cu artrită. Sunt plini de nutrienți, un conținut ridicat de antioxidanți și posedă proprietăți anti-inflamatorii. O trecere în revistă a 24 de studii meta-analize a concluzionat că produsele din struguri pot să reducă semnificativ nivelurile de proteină C-reactivă, care este un marker folosit pentru a măsura inflamația. Pe lângă asta, strugurii conțin mai mulți compuși care s-au dovedit a fi benefici în tratamentul artritei, inclusiv resveratrolul, un antioxidant din coajă. Un studiu efectuat pe 110 persoane cu osteoartrită la genunchi a constatat că administrarea unui supliment de 500 de miligrame de resveratrol alături de meloxicam, un medicament utilizat pentru tratarea osteoartritei timp de 3 luni, poate să reducă severitatea durerii în comparație cu meloxicamul singur. Deși sunt necesare mai multe cercetări la om, există mai multe studii pe animale care au arătat de asemenea că anumiți compuși găsiți în struguri ar putea să reducă inflamația și să încetinească progresia anumitor tipuri de artrită. Nu uitați că aceste studii pe animale folosesc doze concentrate de antioxidanți mult mai mari decât cantitatea pe care o consumăm într-o porție obișnuită de struguri. Cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii, uleiul de măsline poate să aibă un efect favorabil asupra simptomelor artritei. În plus față de reducerea inflamației, unele cercetări sugerează că anumiți compuși găsiți în uleiul de măsline ar putea să promoveze autofagia, procesul care ajută la eliminarea celulelor deteriorate din organism, ceea ce ar putea fi benefic pentru artrită. Iar într-un studiu, șoarecii au fost hrăniți cu ulei de măsline extra virgin timp de 6 săptămâni și acest lucru a ajutat la stoparea dezvoltării artritei, la reducerea umflăturilor articulare, la încetinirea distrugerii cartilajului și la scăderea inflamației.
Un studiu Neprubeta a constatat de asemenea că compușii extrași din uleiul de măsline pot să reducă producția de compuși proinflamatori în articulații, ceea ce poate să ajute la gestionarea artritei reumatoide. În plus, s-a demonstrat că modelele de alimentație bogate în ulei de măsline, cum ar fi dieta mediteraneană, reduc durerea și îmbunătățesc funcția fizică a persoanelor cu artrită. Deși sunt necesare mai multe cercetări privind efectele uleiului de măsline asupra artritei, adăugarea uleiului de măsline și altor grăsimi sănătoase în dietă poate fi benefică pentru sănătate și poate să reducă simptomele artritei. Sucul de cireșe amare este o băutură din ce în ce mai populară, obținută din fructul arborului Prunus cerasus. Acest suc puternic oferă o gamă largă de substanțe nutritive și beneficii pentru sănătate și poate chiar să ajute la reducerea simptomelor artritei. Un studiu efectuat cu 57 de persoane cu osteoartrită la genunchi a constatat că consumul zilnic de suc de cireșe amare timp de 4 luni a îmbunătățit mobilitatea, durerea și calitatea vieții. Un alt studiu de 4 săptămâni a arătat că sucul de cireșe amare a redus semnificativ nivelul de CRP și al acidului uric, un compus care poate fi legat de osteoartrită, cu 19,4 și respectiv 19,2%. În plus, poate avea și proprietăți antiinflamatorii. Un studiu pe animale a constatat că cireșele amare au ajutat la protejarea împotriva pierderii osoase cauzate de inflamații la șoarci. Asigurați-vă însă că veți căuta o varietate neîndulcită de suc de cireșe amare pentru a vă asigura că nu consumați zahăr adăugat în exces. În combinație cu o dietă sănătoasă și cu alte alimente care luptă împotriva artritei, o porție de suc de cireșe amare neîndulcit pe zi poate ajuta la diminuarea unora dintre simptomele artritei. De pește gras, cum ar fi somonul, macroul, sardinele și păstrăvul, au un conținut ridicat de acizi grași omega-3, care s-au dovedit a avea puternice efecte antiinflamatorii. Într-un studiu efectuat pe 176 de persoane, cei care au consumat pește de 2 sau mai multe ori pe săptămână au prezentat un scor de activitate a bolii semnificativ mai mic decât cei care au consumat mai puțin de o porție de pește pe lună. Mai multe studii au constatat că suplimentele de acid graș omega-3 pot ajuta la scăderea intensității durerii articulare, a rigidității matinale și a numărului de articulații dureroase. Studiile arată de asemenea că un consum regulat de pește și legume se corelează cu o activitate mai scăzută de artrită reumatoidă. Peștele este de asemenea o sursă bună de vitamina D, care poate ajuta la prevenirea deficienței. Mai multe studii au constatat că artrita reumatoidă poate fi asociată cu niveluri scăzute de vitamina D, contribuind la simptome. Sunt Alin Ispas și îți mulțumesc pentru că ai ascultat până la final acest video. Nu uita să ne lași un comentariu, să ne dai un like, să te abonezi dacă n-ai făcut lucrul acesta și să distribui. De asemenea, îți amintim de fiecare dată că poți solicita o ședință de consultanță 1-1 gratuită pentru a discuta despre tot ce înseamnă inflamație, despre tot ce înseamnă reducerea ei prin refacerea microbiomului și de asemenea despre cum să scazi 5-7 kg în doar 7 săptămâni. Îți dorim o zi sănătoasă! Thank you.